Vineri, pe terenul sintetic de la Bradu, mușcelul Câmpulung Elit a mai pus un punct la zestrea extrem de subțire a acestui sezon de Liga a treia. Real Bradu și mușcelul Câmpulung Elit au făcut o remiză cu goluri, scor 1-1 la pauză 0-0. După ce în jocul tur pe municipalul din Câmpulung, Real Bradu a câștigat cu un gol norocos, de data aceasta mușceleni au recuperat un punct din cele trei cedate ușor acasă. Acest punct însă nu ajută foarte mult echipa lui Vasile Slăninoiu, întrucât cu doar o etapă rămasă de disputat în acest an, mușcelenii au doar 6 puncte adunate și ocupă ultimul loc în seria 4, la 7 puncte în urma celor de la FC Pucioasa și FCSB 2, echipele pe care oficialii din Câmpulung speră să le ajungă din urmă. Cealaltă echipă din Argeș, Unirea Bascov, a jucat sâmbătă la Moreni cu Flacăra. Din păcate, argeșenii au pierdut cu scorul de 2-0, la pauză 1-0 pentru dâmbovițeni. După consumarea 14 etape din Liga a 3-a, seria 4, echipa din Argeș cel mai bine clasată este Real Bradu, care ocupă locul 4 cu 18 puncte. Formația pregătită de Adrian Dulcea, Unirea Bascov, se află pe locul 6 cu 17 puncte și rămâne în lupta pentru accederea în play-off între bascoveni și echipa de pe locul 3, Flacăra Moreni, fiind distanță de doar 2 puncte. Din păcate, singurul obiectiv la care se mai gândesc câmpulungenii este acela de a evita retrogradarea. Mușcelul Câmpulung Elit va susține ultimul joc din acest an pe stadionul municipal vineri 2 decembrie de la ora 14 în compania echipei SC Popești-Leordeni, formația aflată în lupta pentru câștigarea campionatului, în prezent aflată pe locul secund cu 26 de puncte, la doar 2 puncte de liderul CS Tunari.